Ei, bun găsit, dragilor. Nu știu cum mă văd, dar are mai puțină importanță cum mă văd eu. Important e ce vă prezint astăzi. În urma live-ului de duminică, am făcut un mic sondaj și am văzut că două treimi din stoparii României nu au niciun fel de cules la ora actuală. Doar o treime fericită au ceva cules de întreținere. O să vă prezint astăzi o rețetă de sirop pentru albine, o rețetă de criză, i-am spus eu. Prețurile au sărit în aer, zahărul la mine în zonă s-a raționalizat. Ce ne facem, ce ne facem? Cum vom face siropul? Într-un butoi de 220 de litri, ingredientul principal, 80 de litri de apă. Nu mai vin cu 100 de kg de zahăr, doar 50 de kg de zahăr. Dulcofruct, o să vedeți mai târziu cât punem. Am luat dulcofruct simplu. Lucrez aici, m-am îmbaricadat în bucătăria asta din spate, pentru că trebuie să avem mare grijă la furtișag. Am albine prin curte și nu vreau să am nicio albină când fac sirop. Deci, apă, zahăr, dulcofruct simplu, l-am cumpărat vrac pentru ca să ies cât mai ieftin, să nu mai dau banii pe ambalaje, economisim banii. Apoi, la vine un litru de promotor. Mineralele, cobaltul, manganul, toate alea le știți, le găsiți pe net. Și bineînțeles, vitamina C, acidul ascorbic. Îl cumpăr sub formă de, o cumpăr sub formă de pulbere, deoarece este mult, 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 mult mai ieftin. Dar hai să trecem, să începem să pregătim ingredientele. În primul rând o să pregătim vitamina C. Hai să găsesc o poziție aici pentru cameră. Așa. Bun, aici se vede punga. Așa, instalăm cântărelul. Am zahăr de adunătură, că am mai folosit Laura, am mai spart eu vreo două pungi. Deci, punem la dizolvat vitamina C. Deci, în loc de sare de lămâie, folosesc vitamina C. Pun aproape 200 de grame de vitamina C. Bun. O pun la dizolvat. Deci asta e primul lucru, pun pulberea de vitamina C la dizolvat. Până mai lucrăm cu celelalte ingrediente. Uitați, a început să se dizolve. Perfect. O lăsăm deoparte. Deci, promotorul îl desfacem, punem un litru de promotor. Vedem aici, am pus promotorul, mai băgăm un litru de apă, pentru că orice picătură este foarte importantă din orice produs. Așa. Acum mai dizolvăm vitamina C. Mineralele astea, vedeți ce frumos. Deci le-am făcut în alcool dublu rafinat. 200 de mililitri. Avem un pahar de 100 de mililitri aici. 1, 2. Îmi place acolo reclama la produsul ăsta, că nu dați prea mult, că intră familiile în frigurile roitului. Da. Ce mai am aici? O tinctură făcută de mine de cimbrișor. E rol din Dobrogea, mi-a dat. Dacă vrem să păstrăm, pe lângă rolul antiseptic este și conservant. Având în vedere căldura de afară, este foarte, foarte important să avem
un conservat să nu ne o ia din loc siropul. Așa. Pregătim și dăm drumul la pompă. Așa. Avem și vitamina C. Și bineînțeles, acum începem să dăm camera mai aproape ca să fiu auzit, sper să fiu auzit. La balbotaj folosesc cel mai ieftin lucru, o pompă de apă uzată. E o pompă de asta de, nu știu cât am dat pe aia, 100 și ceva de lei, adică mai nimic de merce față de câtă treabă îți faci. O să vă mai arăt acum o mică problemă, dar pe care o rezolvăm repede. E vorba că pompa merge doar cu plutitor. După cum vedeți, avem nivelul cam jos. Am legat plutitorul ăsta sus, dar o să ridicăm acum nițel nivelul, turnând o căldare cu dulcofruct. Pentru că dulcofruct vom pune până vom umple plutitorul. Să creștem repede nivelul. Altceva? Ducem repede nivelul. Bineînțeles că în căldare a rămas o cantitate de dulcofruct, dar am pus apă, se va dizolva imediat. Continuăm cu zahărul. Încet, încet nivelul siropului crește. Mai punem niște apă. Apă vor fi mai mult de 80 de litri în final, deoarece mai spălăm căldările una alta. Așa că vom avea clar, clar. Mai multă apă. Foarte bine e discuția asta ce să dăm la albine dacă n-ar fi fost criza zahărului și aș fi găsit zahăr la saș de 50 de kilograme la un preț rezonabil. Vă spun sincer că aș fi dat numai zahăr, dar pentru că trebuie să stau să nebunesc cu pungile astea, și să le iau și cu țărâita, bineînțeles că am găsit calea asta de mijloc la butoiul de 220 litri, 50 de kg zahăr, restul își face dulcofructul treaba. Bine, dacă aveam stup puține acolo, până în 50 de familii și doar mă jucam așa și eram singur pe lume, n-aveam copii, n-aveam nevastă, da, m-aș fi dus și m-aș fi luat api total de la dulcofruct. Dar ce fac aici, este la jumătate de preț. N-am ce faci. La mine contează, pentru că e vorba la mine de vreo 3 tone de sirop. Practic, economia la mine este de peste 10.000 de lei. Să zic așa, mai plastic o tonă de miere la angro. E numai economia pe care o fac preparându-mi siropul în casă. Să vă mai zic acum ceva important despre apă. Nu încălzesc apa, dar cu o zi înainte o pun la peturi, practic ea cât se încălzește de la mediul ambient. Și mai ales că avem canicul asta, vă dați seama,
foarte bine cum e vorba aia, ce bine e. Așa, ultimele pun și de zahăr și după aia vă spun că așa e prima dată, e prima șansă, până acum am lucrat numai cu zahăr, dar gata, de acum trebuie să intervenim și cu dulcofruct. Nu mai ține calimera, nu mai ține. Gata, și ultima pungă. După cum observați, el înspumează de la ăsta, de la proteină, de la promotor. Dar nu e o problemă. Treaba se rezolvă imediat. Hai să continuăm să băgăm treaba la apă, pun mai multe pentru că spălăm căldările. Venim cu DLC-ul. Deja pompa nu mai este așa gălăgioasă, că crește volumul. Așa, băgăm DLC în continuare. DLC-ul. Aude. Avem butoi, mai punem de la butoi ceva de lece. Trebuie să fiu foarte atent la câtă apă pun, că intru el în colimatorul lui Cezar Britanicu și spune că am făcut siropul prea concentrat. Chiar o să-l vedem în direct cât e concentrat. Este acest sirop. Voi pune astfel încât să ajung la 100 de kilograme de dulcofruct. Mai trebuie să scot o căldare și facem 100 de kg. Hai să împlinim și 100 de kilograme de dulcofruct. Acum trebuie să clătim bine căldările. Butoiul aproape uite umplutile. E foarte gros să duc o fructul. Așa. Băgăm apă bun ca lumea încălzare. După aia vom face o verificare a densității produsului. Așa. Spălăm. Plătesc bine căldarea. E, pentru că e DLC pe fund aici. Grosuleț. Și nu-l lăsăm. Așa. Ia. Hai să vedem dacă mai punem. Arăta citronadă. Ia să gustăm. Noroc, băieții. Mai trebuie de luat. Mai trebuie de luat. Mai merge o căldare cu apă. Deci, în direct acum rectific rețeta cu voi. 100 de litri de apă. Deci mai vin acum cu o căldare de asta care are aproape 20 de litri.
și băgăm. Doamne, dar ce bune la gust. Deci știți că promotorul are un gust mai deosebit de la algele la marine. Dar vreau să vă spun că are un gust foarte, foarte bun de la dulcofruct. Venim ca lumea cu apă să-l subțiem, pentru că e practic un sirop de vară. De ce sirop acum? Vă spun sincer, nu că ar muri coloniile de foame, dar sunt împotriva turtelor iarna, turtelor energetici. Avem acum o generație de albină care oricum va muri, nu va intra la iernat. Și de ce să nu-mi produc eu mierea, dacă în natură n-am, să nu-mi produc mierea pentru iernat? Astfel încât, deci am o lună jumate la dispoziție să se încarce studii așa cum trebuie și să meargă la iernat foarte, foarte bine. Să stau, ați văzut, la unison s-a discutat problema asta, deschiderea stupelor iarna e un factor de apariția puietului văros. Confirm și eu acest lucru, deci practic la iarnă nu mai vreau să deschid niciun stup. Din cauza asta, ce se întâmplă? Unii stupi vor face mai multe rame cu miere, unii mai puțin. Deci eu nu voi egaliza cu puiet sau cu alea, voi egaliza cu miere. De la cei care au mai multă miere, rame mai pline, le voi da la cei care, bineînțeles, au mai puțină miere. Hai că s-a încărcat căldarea cu apă. Deci 100 de litri, mai trebuie câțiva litri. Bun. Hai să vedem acum, sper să aștept răspunsul lui Cezar Britanicul, să-mi spună dacă e, auce subțiat, dacă e suficient de subțire, Cezărică. Zi-te tu, tu. Ia uita. Da? Îmi zic că l-am făcut. Ia să-l și gust. Da. Clar e ce trebuie. Doamne, ce dulce. E fantastic de dulce, fantastic, fantastic. Oare. Ui, ce dulce. Ce dulce. E. Dragilor, le lăsăm aici. Vedeți citronada noastră. Nu umplu mai tare butoiul ca să nu sa afară. Hai să văd acum pentru câte ture am de rece. Deci 4 căldări pline. Avem 15 căldări, 16. Deci mai am pentru 4 ture. Astea sunt căldările mele. V-am spus, eu l-am adus vrac pentru că n-am mai plătit ambalajul. La urma urmei, ce rost are să plătești ambalajul. Acum îl mai lăsăm siropul să se mai balboteze acolo. Ulterior îl băgăm la bidoane și plecăm la stupină. Uite, puii mei, mătasea japoneză s-a învățat. Sunt pe fază, vi arăt mereu pentru că sunt prea frumoși. Mătasea asta e prea frumoasă. Încă un lucru. Stați așa să vă arăt. Așa, pardon, scuzați că sunt important. Nici gigantul de râmnicu sărat. Bidoanele. Bidoanele după fiecare folosire sunt clătite și lăsate la uscat. Asta l-am pus mai târziu. Deci nu le las cu dopuri. Asta era important. Știți, ca să nu oțețească. Că e pericolul de oțețeală. Dacă le lași fără dop, absolut nu este nicio problemă. Albinele sunt la treabă. Bine, treabă
numai treabă nu e asta, că cules avem doar de la butoi. Cules doar de la butoi. Ele sechiurile, mai vânturi, se mai plimbă și ele. Acum aș fac, vezi, Doamne, plimbarea de seară. Acum aș fac plimbarea de seară. Ăsta este oareul. Cezărică, săptămâna viitoare ți-l dedic, ia să văd, are sirop, că îi pun ăsta în fiecare seară, că trebuie să-l faci. De unde? E uscat? Uscat, Cezărică, tătuțule. Deci ai înțeles, Cezare, faguri artificiale, poți să pui oriunde în stup, că tipul ai un cules ori din natură, ori de la hrănitor, fără nicio problemă. Chestia că eu prezint practic. Veniți și voi cu clipuri. Mai văd unii care îmi vorbesc urât, dar sunt conturi anonime. Băi, ăla, indivizi, ăia nu pot fi numiți bărbați, mă. Ăia sunt poponauți, bulangii. Să te dai șmecher la umbra anonimatului, pe conturi anonime. Nu, frate, asumă-ți identitatea, dar îți dai seama că sunt oameni de nimic și nu trebuie să-i bagi în seamă, pentru că nu au curaj să-și exprime opinia folosindu-și propria identitate. Se dau șmecheri la umbra anonimatului. Hai să vedem cum stă siropul și mergem, o să opresc filmarea, gata, că trebuie să ambalez și să plec la, să plecăm la stupi. Ia să-l vedem. Ăsta e siropul de criză. Vedeți? Hai să calculăm cât a costat. Deci 200 de chile. Hai să punem. M-au costat o 400 de lei. Deci hai cu muncă cu tot, o scot la 2,50 lei. Cam ăsta e prețul siropului. Zic că e un preț bun pentru criză. Să scoți un sirop. Ia uite-l, mă, ce e aici. Pajiștea bujorului, tată. Pajiștea bujorului. La 2,50 lei. Și ținem albinele în forță. Săptămâna viitoare, cum se răcurește, deschide niște stuc să vedem și noi ce e prin ei. Oameni dragi, un like vă rog, abonați-vă și dați-mi bătaie. Ținem aproape. Numai bine, sănătate, fericire!